Imunizarea împotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca este recomandată pentru grupa de vârstă 18-55 de ani, cu posibilitatea creșterii acestui interval în funcție de apariția noilor date științifice, iar intervalul de timp recomandat între cele două doze este de 8 săptămâni, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19. Intervalul de vârstă recomandat pentru vaccinare ar putea fi prelungit în funcție de apariția noilor date științifice. Pentru gestionarea cu eficiență a procesului de vaccinare la nivel național, Comitetul Național a elaborat și transmis personalului specializat procedura de vaccinare cu AstraZeneca, document care prevede condițiile și modul de stocare, depozitare, transport și distribuție, cu respectarea lanțului de frig, monitorizarea reacțiilor, precum și managementul stocurilor și al pierderilor. Vaccinul AstraZeneca este un vaccin monovalent compus dintr-un singur vector adenoviral modificat, un virus inofensiv, care transmite celulelor umane instrucțiunile necesare producerii proteinei Spike unice, specifică virusului care provoacă boala COVID-19. Sistemul imunitar al persoanei recunoaște că această proteină specifică nu ar trebui să se afle în organism și reacționează prin producerea de mijloace de apărare naturale împotriva infecției SARS-CoV-2. Vaccinul este disponibil în flacoane de 4 ml suspensie cu 8 doze, respectiv de 5 ml suspensie cu 10 doze. Vaccinul se păstrează la temperaturi între plus 2 și plus 8 grade Celsius, cu menținerea lanțului de frig impus de producător și are o stabilitate de 6 luni înainte de prima utilizare. Vaccinul se administrează doar intramuscular. Distribuția se realizează prin modalități standard, în mașini frigorifice, containere și cutii frigorifice, cu monitorizarea temperaturii, iar dozele de vaccin vor fi distribuite către depozite regionale și centrele de vaccinare. Agenția Europeană a Medicamentului a recomandat la 29 ianuarie 2021 acordarea autorizației condiționate de punerea pe piață pentru vaccinul împotriva COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca. Vaccinul AstraZeneca este al treilea vaccin împotriva COVID-19 disponibil pentru derularea campaniilor de vaccinare în statele membre ale Uniunii Europene și implicit în România.